Ia, Câmpeanu, unde ești? Uite-mă, bubule, uite-mă. Ia. Uite-mă, bubule. Uite cum s-a pregătit. Ia de mai încolo să te văd. Păi dă-te tu jos. Dă-te tu încolo. Păi stai că am pe cine și eu. Prietenii mi-a făcut și eu o rochiță ulei ăștia, dar nu le-am făcut. Am ia, făcut dacă e pantofi de ciurma, nu mai e scurt, te-ntoarce-te. E cam lung la spate. Păi nu știu ce a făcut doamna. Nu, îi dai niște cute aici. Da. Ia, uite aici, aici. Uite așa, dă-i așa. Ia, uite așa, mai. Da, cred așa, că nu du-te la doamna. Cred că prea în spate. Uh-huh. Uite ce frumos e. Și da. Două ți-ai luat, ia, așa da. Altul. Uite și pe ăsta, bubule. Mi-a luat că am zis când s-o duc ce la operație, ce să fie. Mă, astea acum se poartă, uite ce da. Frumos e. Dar uite ce mă atingi. Și ție stă în astea, uite, că nu, uite, ia. Nu mai mea să șuncile de afară. Șunculițele, de... Șunculițele, burtica. Ia. Da. Ia. Da? Da, mă, frumos. Așa. Uitați, prieteni, uitați, doamnelor păi, și da. Domnilor, ce... Ce bine arată ea în rochii de astea. Păi, da. Deci tu trage burta, aș trage-o înăuntru. Ia, ăsta nu e ăsta, care e ăsta? Atâta s-a putut. Ia, pune și ăla. Ia, ia și pe altul. Stai, mă, că mă, toată lumea mă filmează. Hai, mă, să văd în care mergi la botez. Stai să văd. Ai să mai văd. Făcut altul la botez? Păi da, bubule. Ia, nu, bă, eu cred că în astea mergi. Să fie o divă. Premieră. Diva la botez. Hai, ia, iar și pe altul să vedem. Ia, nu-ți ce? Vrea ruși, roșu. Păi normal. Am eu roșu, am prins. Să-mi fac buzele. Păi, ia, unde e la bătrână? Uite ce a mai adus baba, ia. Uite ce a adus ieri la baba. Ce n-a luat de de când e? Ia, după ea. Mai, da. Are cât ani ei. Uite, astea de-a, îmi plac. Astea stă colorate. Pe colorate. Ia, ulei pe ăla câmpeană, ia să vedem. Colorate. Păi de asta se poartă bara, baba. Astea subțiri, frumoase, păi da? Colorate. Asta ce are? Da? Ce are? Uite asta e fain. Câmpeană, le-ai pe alaltul, ia să văd. Se pică cu se bagă. Hai că nu, că nu te prind voală. Facem noi, a? Facem noi pe cum ia să bani. Depinde cât e mamă. Dă-i lui Câmpeană, voi aveți. Nu, eu cu zmar, este pentru mamă. Hai, ia și tu, nu-i problemă. Nu, mă, eu am rochia mea. Dar apropo, hai să o arăt rochia. Acum? Păi cum e? E fără nimic cu ea. Uitați, baba, cum le aduce pe căruț rochii la fete, la toate strehaia le aduce. La fetele care le-ai măritat. Da. Le-am măritat. Și acum unde sunt? Opa! Asta e mai bună. Mamă, dar tot așa e, mă, ce ai făcut? Ia. Da, nu, că mă, nu cred, cred că le ridică fața, șuncile din față. Nu, nu are cum. Ba da. Da, ia, și la spate e mai scurtă. Nu, fii atent, e dren în spate. Dă și mai bine. Uite, o ridici puțin. Du-te la ea acum să-ți dea două pensă. Ia ridică. Da. Ridic, nu trage pe fund, mai ridic așa un pic și două cute, hai. Așa. Du-te la ea acum, hai, duceți-vă acum că nu mai ai timp, că fii atent, iei pe... Nu, ascultă-mă. Câmpeană, îl iei pe ăsta de la 11 când mergem la botez, până la biserică și după aia te schimb de la 2 la 6, în două rochi. Te schimb de două ori mâine. De trei ori, că ai trei costume, uite ce ai dat și are. Dar a fost curte și mi-a pus doamna jos. Mai trage și tu, suge burta. Așa. Iau cu corsetul. Iau. Dar nu-i pui o curea. Nu. Și stă la spate. Păi nu prinde, punem. Îi punem lanțul de la poartă. Mă râdea zemii. Nu, mă, glumim. Lanțul cu inelui. Alu Santuzo. Bă, am fost și eu ca să stea la spate. Am fost și eu odată. Hai, lasă, gata. Ia uite cum ai fost. Hai, probează. Gata, prieteni, vedeți, așa merge Câmpeana, să o vedeți mâine la botez. Gata, prieteni, revenim mai târziu să vedeți ce mai facem noi azi, cum mergem azi de seară la botez și mâine. Da, prieteni. Hai, weekend fain, prieteni. Bă, lumea asta face mișto de mine. Ia uitați, prieteni, cum sunt. Ciocănitoriu, hai! Hai la tata!
Vă place ce v-am făcut, da? Vă place, mă? Păi cum să nu, păi cum să nu, păi da. Păi da, le place, băi, cum așa? Păi se poate? Dar s-au îngreșat, au pus un pic pe ele. Mâncava-și la tavă cu pane. Prieteni, mă joc și eu cu ele. Mă distrez așa cu ele, uite. Ia uite, ia uite. Du-te, fă ou. Prieteni, am revenit și noi. Să vă arăt ce am făcut. Uite ce bărbat are campion. Ia uite ce a făcut. Lacrima lui Ovidiu. Ce era aici? Uite și pe la cireșe, pe acolo, ca să mânce cireșe. Uite grâinile cum stau, se plimbă și ele altfel acum. Hai bagabantelor, ia uite. Ia uite ce ciocăne. Ciocăne așa încet. Acum merge să fac un grătar. Da, mâine stăm la botez. Frumos, stai de drag acum aici la iarbă verde. Ia uite ce-am făcut. Fetele sunt la cruitoreasă. Ia uite. Întun și asta puțin. Întun și pe aici. Ia uite, ce era aici? Vai de mine. Vedea urât, urât de tot. Ceva s-a întors, bă. Nu mai pot. Sunt fără tricou, prieteni. Au, scuze. Pun asta așa pe mine. M-am rupt de spate. N-am putut să mă oprești deloc ca să termin. În două ore am terminat aici. Acum fac un duș și să văd dacă mergem la botez. Mergem acolo la botez puțin. Am și noi o oră acum seara, că-s luminițe, alea fain. Și după aia la botez mâine. Ce faci, mă? Ce faci? Nici tu nu știi. Aștept să vină fetele de la cruitoreasă, să-și ia rochiile și gata, prieteni, și ne auzim mai târziu. Gata. Ai tăiat tu fișul și gata. Am tăiat un pic acolo, uite ce făcui. Foarte frumos ai făcut. Au. Spatele, ce ai, mă, campioană? Supărat. Tu să nu mai nu faci tu să muncești. Apă cine? Nu vezi că sămâna curtea, sămâna pustie, așa să spun. Știu, Cântean. Sămâna curtea, că părăsit. Știu, dar eu am probleme cu coloana și păi de aia nu mă vai tu de muncă. Dar uite că stai două, trei ore cu aia, uite, nu mai pot spate. Dar serios, cum e? Luminează. Luminează, da. Luminește. Cântean, eu mă duc la mama. Du-te. Să văd dacă mergem și noi la botez, dacă se strânge lume, nu știu dacă e, se ține seara asta, mă duc și eu acolo. Du-te. Am luat pe mine geaca asta că mi-e frică, am transpirat și uite, am făcut ai baie. Ai grijă, ai făcut și baie. Ți-a luat prin brodăceală. Uite, mai bine așa, că e mai groasă ceale, dacă stau și eu acolo. Dar e frig. Ha? E frig. Păi da, pentru că asta zi fac asta la cort acolo, la campion. Da, în seara asta și în seara asta, e da. Înăuntru, da, și în vine seara asta. O parte din lăutare. Deci nu mergeți voi, nu mergeți. Nu. Mâine așa este la noi, mă duc eu acum, dacă vrea mama că-i sora ei, stăm și noi o oră, prieteni, dacă merg o să vă filmez, dacă nu, asta e. M-am venit de la probă, de acolo, de la femeie, unde să mă duc eu acum?
Gata, prieteni, ne auzim. Hai, am pupat. Gata, am venit de la neamuri, de acolo, de la botez. Am stat 2 ore, n-am băut nimic, prieteni, că am antibioticul. Mâine e ultima zi, dar nu știu dacă beau ce. Zic, neamurile puternici, ne ridică în sus. Cu cine vorbești? Cu Dănuț, cu Dănuț vorbesc. Cu Dănuț? Da. Ce faci? Ce spune Dănuț? A? Că am mâncat la neamuri, au scârnațul. Da. Da, să prind becul. Da, nu mă vezi bine. Așa. Mi-ai pregătit și mie cămăși? Ți-am pregătit toate, pregătite sunt. Gata, prieteni, am fost acolo, n-am filmat, mamă, dar e frig. E frig, prieteni, foarte frig afară. Unde face botezul? Păi am stat afară, pe terasă, acolo. Mă, unde? Nu-l face acasă? Nu. Și unde? La Câmpeanu, acolo, să vezi ce acolo, ce a făcut omul ăla acolo, Câmpeană. Să vă arăt, prieteni, ce a făcut acolo. Are 5-6 săli de nunți. Avem loc, a? Au, Doamne, să vezi ce frumos e, ți-a făcut palmieri, ce... Spui că ești în Las Vegas. Vă arăt, prieteni, mâine ce a făcut. Este un băiat de la noi care chiar a făcut acolo foarte frumos, foarte frumos. Da. Ce facem? Eu vorbesc cu copilul meu, tu vorbești... Hai afară mă că te iei să mâncăm. Iasă, păi n-ai mâncat la neamuletele. Am mâncat puțin, dar am venit foame, hai să... A, păi veni foame de acolo până gulem. Hai, David, să mâncăm. David! David! Unde-i David? Hai, David! Mă, Dălina, doare măsala, mă mâncare măselele. Pe toată lumea doare măselele. Asta cred că e boală. Hai, David! Dă-i pauză, ai la masă. Da, prieteni, vă arăt mâine acolo. Vă promit că vă filmez tot botezul, cum plecăm la biserică. Cum este că e un botez mare, v-am zis asta de foarte multe ori, dar vă filmez acolo să vedeți ce frumusețe. Frumusețe. Ce? Au! Da, prieteni, hai că mergem la bucătărie. Lumina. Ce zice Dănuț? Ce zice? Ce zice Dănuț? Ce să zică? A făcut și el grătar azi. Trebuie să auzi. Ia dă-i. Ia dă-mi. Ce faci, Dani? Uite, zic, uite, ți se aude, ia. Ce faci? Dau un pahar de suc. Dau un pahar de suc. Da? Uitați-l pe Dănuț aici, cum vorbește. Eu nici nu mai filmez, gata. Păi de ce? Vă las pe voi să filmați unde toată ziua mâncați, beți, nu faceți nimica. Și eu că muncesc, iar la prieteni cum muncesc, fac, nu se uită nimeni. Și când stăteam acasă, spuneau prietenii și oamenii, du-te la muncă, nu mai sta. Nu mă abțină. Se uită la oamenii care tot mănâncă și bea toată ziua și stau pe cur. Așa e. Da. Păi filmează, Dani, și tu, mamă. Filmează, Danu, și pune și tu vlog că seara. La ora 6-7, filmează în fiecare zi, că YouTube-ul te recomandă dacă filmezi în fiecare zi. YouTube-ul te pune pe acolo, știi cum e, dacă filmezi zi de zi, YouTube-ul te recomandă, știi, și te pune acolo. Înțelegi? Că avem prietenii noștri care te urmăresc tot ce faci. Ce ai făcut azi? Am stat. Ai făcut și tu grătar, ai făcut ceva, am mâncat, ai băut. Am mâncat, am băut. Sâmbăta, duminica, nu lucrez. Nu, doar
de luni până la vineri. Mergem mâine la botez și noi. Vreau să nu merg, dar de ce să nu? De ce să nu mă duc? Duceți-vă, vă distați și vă vedeți și voi lumea acolo. Păi da. La casă ce faceți? Păi da, că e botezul, știi că e frumos, e, na, stăm la masă. Păi da. Neamul neputernic. Da. Da. Bine, cu cine ești acolo? Cu mai multe. Bine atunci, hai. Ia stai să dau pe maică ta să vorbesc. Că închei și eu vlogul ăsta. Prieteni, mâine vă filmez de acolo de la botez. Începând de mâine dimineață, pun vlogul pe la 2, ca să vedeți că noi, începând de la ora 11, mergem la biserică și vă filmez de la biserică cum ajungem la botez acolo și vă filmez totul. Și după aia mai o numai pe seară. Prieteni, vă dorim o seară minunată și ne auzim mâine.